Bună, dragilor! Numele meu este Isabela Miclea și în ultima perioadă mi-am propus să-mi dau o temă. Și m-am decis împreună cu o mare parte din acest grup minunat să încep să vă citesc. Și să vă citesc nu neapărat ceva povești, poate și ale ar fi minunate, putem decide împreună, m-am gândit să citesc cărți care să ne atingă în primul rând la suflet și în primul rând să vedem ce înseamnă viața noastră dincolo de tot ceea ce înseamnă corpul fizic, viața noastră de tot ce înseamnă corp, minte, Suflet și viața noastră, a tot ceea ce înseamnă emoție. Vă dați seama că va fi un parcurs destul de lung. Vă voi invita să comentați la acest video. Despre ce carte este vorba, vă voi spune în clipele următoare. Este o carte pe care am început să o citesc și pe care am început să o savurez la maxim. Chiar dacă este o carte mai puțin desprinsă din viața de zi cu zi sau cuprinsă în viața de zi cu zi, nu este pentru toți oamenii această carte. Însă, ce vreau să înțelegeți. Din această carte este că este pentru toate sufletele. Da? Deci nu este pentru toți oamenii, este această carte pentru toate sufletele. În fiecare marți, undeva după ora 16, voi posta un video cu maxim o oră în care vă citesc. Vă citesc poate câte un capitol, depinde cât durează, depinde de ce ne, cât ne încadrăm, dar mi-ar place să fie răspunsurile voastre venite pe marginea acestui video. Mi-ar place tare să știu dacă doriți să fie acest video făcut pe modul live pe modul Zoom, pe modul interactiv, adică să vă citesc live. Acest video va fi urcat și pe grupul de YouTube, grupul care se numește și are același nume ca numele grupului, Dotera Esența Vieții. Cred că am plecat cu caprele la arat. Cartea se numește Biologia Credinței, este o carte scrisă de doctorul Bruce Lipton și, în primul rând, după cum puteți citi, este vorba de liberarea puterii conștiinței, a materiei și a miracolelor. Faptul că noi suntem astăzi, aici și acum, suntem un miracol. De ce? Pentru simplu fapt că suntem. Cum ar fi să credeți asta? și voi începe să citesc. Vă recomand să vă achiziționați în măsura în care vă doriți să o răsfoiți și voi. Dacă nu vă doriți să o achiziționați, Isabela va citi. Pe parcurs, exact cum vă spuneam, după ce o vom termina, vom începe o altă carte, care este la fel de minunată și de asta am oscilat cumva între cartea lui Bruce Lipton, și cartea doctorului Robert Morse. Dar asta este subiectul unei alte conversații. Vreau să scrieți la acest video dacă v-a plăcut, exact cum v-am spus, dacă a ajuns la sufletul vostru și dacă a fost ceva de impact pentru voi. Nu neapărat fizic. Vă puteți pune o cască în ureche, vă puteți. Da drumul la video și puteți să o ascultați pe Izabela citind. Puteți face skip la foarte multe episoade, însă, ca să putem ajunge la suflet, va trebui să o parcurgem pas cu pas. Această carte, în primul rând, începe cu un prolog minunat, pe care chiar vă sugerez să îl parcurgeți alături de mine, pentru că este ceva, exact cum vă spuneam, de suflet cum ar fi să-și începe. Dacă ai putea să fii oricine, cine ai vrea să fii? Să vă gândiți la această întrebare fantastică, care consider că uh, ajunge fix la nivelul sufletului. Obișnuiam să petrec perioade lungi de timp gândindu-mă la această întrebare. <coughs> Eram obsedat de ideea fantezistă că pot să-mi schimb identitatea, pentru că voiam să fiu oricine altcineva și nu cine eram. De foarte multe ori poate voi interveni și eu și poate de asta am ales să fac video. Uh, cu siguranță cu toții poate ne regăsim în uh, această descriere. Ave aveam o carieră de succes, ca specialist în biologie celulară și ca profesor la facultatea de medicină, dar asta nu compensa faptul că viața mea personală era un balamuc ca să mă exprim delicat. Cu cât încercam mai mult să-mi găsesc fericirea și satisfacția în viața personală, cu atât eram mai nemulțumit și mai nefericit. În momentele în care reflectam mai mult, hotăram să mă las în voia vieții mele nefericite. Astfel, am hotărât că soarta am împărțit să cărți proaste și că pur și simplu trebuia să mă descurc cu ceea ce aveam. Eram o victimă, a vieții. Che sera, sera. Atitudinea mea deprimată și fatalistă s-a schimbat în toamna lui 1985, într-un moment de mare transformare. Cred că pentru fiecare avem așa un an transformator. Îmi dădusem demisia din postul pe care eram titular la Facultatea de Medicină a Universității Wisconsin, și predam la o facultate de medicină din Caraibe. Pentru că facultatea era foarte departe de scena academică principală, am început să gândesc în afara parametrilor rigizi definiți de credințe ce prelevează în mediul academic convențional. Pe parcurs o să mai iau câte o gură de apă, sper să nu fie deranj, Însă să mi se usucă gâtul. Departe de turnurile acelea de fildeș, izolat pe o insulă de smarald în azoriul profund al mării Caraibelor. Am avut parte de o epifanie științifică în urma căreia credințele mele despre natura vieții s-au năruit cu totul. Momentul ce mi-a schimbat viața s-a petrecut pe când trecem în revistă niște studii cu privire la mecanismele prin care celulele își controlează fiziologia și comportamentul. Dintr-o dată mi-am dat seama că viața unei celule este controlată de mediul fizic și energetic și nu de genele sale. Câți dintre noi gândim așa oare? Genele sunt doar niște schițe moleculare în conformitate cu care se construiesc celulele, țesuturile și chiar organele. Mediul servește drept constructorul care citește și lucrează pe baza caracterelor și caracterului vieții unei celule. Însă mecanismele vieții sunt puse în mișcare de conștiința unei singure celule cu privire la mediu, nu la genele acesteia. A specialist în biologia celulară, știam că acest nou mod de înțelegere avea ramificații puternice în viața mea și a tuturor ființelor omenești. Eram foarte conștient de faptul că fiecare ființă umană este compusă din aproximativ 50 de trilioane de celule individuale. Îmi dedicat în viața profesională, ca să înțeleg mai bine aceste celule, întrucât pe atunci știam, și o știu și acum, că înțelegând mai bine celulele individuale, înțelegem mai bine comunitatea de celule ce formează fiecare organism uman. Deci, la baza noastră, ce suntem cu toții? O celulă sau un conglomerat de mai multe celule. Știam că dacă celulele individuale sunt controlate de conștiința lor în privința mediului, atunci la fel stau lucrurile și cu noi, ființele umane, cu trilioanele noastre de celule. La fel ca în cazul unei celule individuale, caracterul vieții ne este determinat nu de gene, ci de reacțiile noastre la stimuli din mediul ce propulsează viața. De foarte multe ori, aici fac o mică paranteză, de foarte multe ori spunem suntem stresați, stresul ne omoară. De fapt, nu. Reacția noastră la stres. Am încheiat paranteza. Pe de o parte, acest mod inovator de a înțelege natura vieții a fost un șoc pentru mine. Vreme de aproape două decenii le inoculasem în minte studenților de medicină dogma centrală a biologiei, credința că viața este controlată de gene. Pe de altă parte, la nivel intuitiv, acest nou mod de a înțelege lucrurile nu venea chiar ca o surpriză. Întotdeauna am avut îndoieli agasante cu privire la determinismul genetic. Unele dintre acestea proveneau de pe urma celor 18 ani pe care i-am petrecut în proiecte de cercetare finanțate de guvern pe celule STEM clonate. Deși a fost nevoie să fac un ocol în afara cadrului academic tradițional ca să-mi dau seama pe deplin de acest lucru. Cercetările mele aduc dovezi incontestabile că cele mai îndrăgite principii ale biologiei, acelea privitoare la determinismul genetic, au carențe constitutive, adică din trage de promcie. da? Se duce de râpă. Toată informația. Așa că grijă la ceea ce luați ca informație. Noul mod în care înțelegem natura vieții, nu numai că se corobora cu concluziile cercetărilor mele, ci după cum mi-am dat seama, Contrazicea încă o credință a științei oficiale pe care le expusesem studenților mei. Credința că medicina alopată este singurul tip de terapie ce merită să fie luată în considerare de către facultățile de medicină. Pam, pam! Da? Pentru că, în sfârșit, îi acordam atenția cuvenită mediului bazat pe energie, acest nou mod de a înțelege lumea oferea un fundament pentru știința și filozofia medicinii complementare, precum și pentru înțelepciunea spirituală a credințelor străvechi și moderne, dar și pentru medicina alopată. Sper că cine are urechi să le asculte, să asculte. La nivel personal, în momentul în care am avut această revelație, am știut că m-a mă adusesem singur într-o situație de blocaj, deoarece crezusem că sunt sortit să am o viață personală spectaculos de nereușită. Nu există nicio îndoială că ființele omenești au o mare capacitate și o urioașă pasiune și o extraordinară tenacitate de a rămâne prinse în credințele false. Gândiți-vă câte credințe false aveți. Mai, mai pe parcurs o să mai deschid câte o paranteză, cred că nu mai este nevoie să fac referire. Iar oamenii de știință, persoane hipnotizate și hiperraționale, nu sunt nici imuni la așa ceva. Sistemul nervos, bine dezvoltat și condus de creierul nostru, a atât de mare, ne spune clar că starea noastră de conștiență este ceva mai complicată decât în cazul celulelor individuale. Atunci când intervine mintea noastră unică, putem alege să percepem mediul în moduri diferite, spre deosebire de celulele individuale, a căror conștiență are o natură ce ține mai mult de reflex. Am fost încântat să-mi dau seama că puteam să-mi schimb caracteristicile vieții mele, schimbându-mi credințele. M-am simțit pe loc plin de energie pentru că am înțeles că există o cale badată pe știință care să mă poarte de la munca mea de veșnică, victimă, câți nu suntem victime, la noul meu serviciu de co-creator al propriului meu destin. Ei bine, Cred că de aici începe cu adevărat povestea și această carte, Biologia Credinței. Pentru mine a avut un impact extraordinar. Dacă din acest grup, și dacă dintre toți oamenii care vor urmări și vor asculta ceea ce citesc, un număr de persoane rămâne cu o informație, rămân cu o informație la nivel de suflet, pentru mine este fantastic. Au trecut 30 de ani de la acea noapte magică din Caraibe și de la revelația ce mi-a schimbat viața. Au trecut mai bine de 10 ani de la apariția primei ediții din Biologia Credinței. În acești ani, mai ales în ultimul deceniu, cercetările din biologie au continuat să-mi confirme convingerea pe care o dobândisem în zorile acelei dimineți caraibiene. Trăim vremuri incitante. Că știința este pe cale să spulbere vechile mituri și să rescrie o convingere fundamentală a civilizației umane. Credința că suntem niște mașinării biochimice fragile, controlate de gene, face loc înțelegerii faptului că suntem creatorii puternici ai vieții noastre și ai lumii în care trăim, co-creatorii noștri, co-creatorii vieții pe care o trăim. Vremurile chiar se schimbă. Iată de ce sunt extrem de încântat de reeditarea cărții Biologia credinței. De fapt, m-am gândit chiar la un nou titlu pentru această ediție, Biologia credinței și a speranței. Însă, am renunțat la el întrucât îmi plăcea mai mult cum suna titlul inițial. Cu toate acestea, în vremurile de schimbare pe care le trăim în prezent, mă simt plin de speranță recunosc, în ciuda negativismului unora dintre titlurile din presă. Am speranța că numărul și entuziasmul oamenilor care au participat la prelegerile despre biologia credinței, carte publicată în 35 de țări, este într-o continuă creștere. Am speranța că tot mai mulți specialiști sunt de acord că biomedicina trebuie să-și schimbe abordarea centrată pe medicamente, și participă la conferințele mele inițiind împreună cu mine o dezbatere plină de idei am speranța pentru că am întâlnit numeroși oameni care înțeleg că biologia credinței nu este despre recăștigarea puterii individuale și cu siguranță nu este despre mine m-am simțit profund onorat să primesc premiul pentru pace în 2009 și de asemenea am fost încântat că președintele fundației pentru pace Hiro Saijoni, a declarat, deși eu am fost acolo cel care am primit distinția, că premiul se acordă de fapt științei noi prezentate de această carte Biologia Credinței. Am speranța sinceră că toți cei aceia care vor citi Biologia Credinței și aș completa, care ascultă Biologia Credinței, vor recunoaște că multe dintre credințele și convingerile ce le limitează viața sunt false și inhibate. Și tu îți poți prelua controlul asupra propriei tale vieți și te poți înscrie spre drumul către sănătate, fericire, asociindu-te cu ceilalți oameni întâlniți pe acest drum, astfel încât omenirea să evolueze la un nou nivel de pace și înțelegere. În ceea ce mă privește, sunt veșnic recunoscător pentru revelația din Caraibe, ce mi-a permis să-mi creez viața minunată din prezent. În ultimul deceniu am călătorit în jurul lumii de mai multe ori, am conferențiat despre noua biologie și am mai scris încă două cărți. În loc să mă moleșesc, odată cu vârsta, mă simt din ce în ce mai energizat datorită vieții pe care mi-am creat-o, datorită relațiilor pe care le-am creat cu aceia care s-au dedicat realizării unei vieți armonioase pe această planetă. Și datorită lunii de miere neîntrerupte pe care și de care mă bucur alături de Margaret, Margaret Horton, cea mai bună prietena mea, partenera mea de viață și iubirea vieții mele, pe scurt! Viața mea este mult mai bogată și mai satisfăcătoare acum, când nu mă mai întreb dacă aș putea să fiu oricine. cine aș vrea să fiu? Pentru mine răspunsul este simplu. Vreau să fiu eu. Vă dați seama cât e de simplu? Aici a fost parte de prolog în această carte, începutul acestei cărți. Urmează introducerea. Aș putea fi foarte simplu să trec la capitolul întâi. însă să știți că are un impact extraordinar atât prologul, cât și partea de introducere, și atât de frumos scrie magia celulelor. Avem timp uh, să putem uh, înregistra și această parte. Din nou vin cu rugămintea. Dacă considerați că vreți să fie interactiv, putem face, cred, lucrul acesta și pe Zoom, să putem transmite live atât pe grupul de YouTube, cât și în Facebook. Da? Ok. Trecem mai departe. Adică eu întreb, eu răspund, eu ce întreb, eu dau cu capul aici, acum când vom fi pe Zoom, va fi cu totul altfel. Ok, mulțumesc pentru înțelegere. Uh, uh. Și intrăm în partea de magie celu a celulelor. Aveam șapte ani și eram în clasa a doua, având o ca învățătoare pe doamna Novac, când m-am urcat pe o lădiță ca să ajung suficient de sus pentru a-mi lipi ochiul drept pe dispozitivul cu lentilă al microscopului. Vai, eram prea aproape ca să văd altceva decât o mică bulă de lumină. Într-un sfârșit, m-am liniștit destul de mult cât să ascult instrucțiunile și să mă dau mai departe de dispozitiv. Și atunci s-a întâmplat ceva atât de impresionant încât aveam să -mi trasez, avea să-mi traseze cursul întregii vieți. În câmpul vizual, îmi nota un parameci. Eram fascinat. Larma răgușită a copii a pălit cu totul. La fel și mirosurile specifice mediului școlar, de creioane proaspăt ascuțite de culori noi și de penare de plastic, toată ființa mea era captivată de lumea strania a acestei celule, care pentru mine era mai incitantă decât filmele cu efecte speciale făcute pe un computer în zilele noastre în In inocența minții mele de copil. Vedeam acest organism nu ca pe o celulă, ci ca pe o persoană microscopică, o ființă gânditoare și conștientă. Apropo, vreau să deschid o paranteză. Pentru cei care aveți copii și pentru cei care aveți copii mici, lăsați -i lăsați-i să vină cu aportul lor de informații. Nici măcar nu știți ce vor să spună. Nici măcar nu știți poate ce duc cu ei. Lăsați-i să vă povestească, lăsați-i să exploreze. Nu, nu, le puneți blocajul, tu ești mic, nu știi nimic, când o să ajungi de vârsta mea, vei ști. Nu aveți de unde să știți. Exact cum spune și doctorul Bruce Lipton, era clasa a doua. Oare pe vremea aceea, el având acum 78 de ani, cred, aproximativ, uh, vă dați seama? Oare pe vremea aceea cineva ne asculta? Am închis paranteză. Organismul acesta unicelular microscopic nu se mișca în jur fără țintă ci mi se părea că se află mai degrabă într-o misiune, deși nu știam ce fel de misiune putea să aibă. M-am uitat în tăcere peste umărul, în ghilimele, parameciului, urmărindu-l cum se mișcă preocupat în și prin covorașul de alge. Pe când mă concentram asupra lui în câmpul meu vizual, a început să intre pseudopodul pseudopod imens al unei amibe lăbărțate. De multe ori, doctorul Bruce Lipton folosește și câte un cuvânt din ăsta de țrupe limba, dar bănuiesc că mă iertați, că mă bâlbui. Asta este. Suntem oameni și, la o adică, trebuie să ne asumăm. Chiar atunci, vizita mea în această lume liliputană s-a încheiat brusc, căci Glen, bătăușul clasei, m-a împins de pe lădiță, pretinzând că-i vine rândul la microscop. Am încercat să-i atrag atenția doamnei Novac, sperând că greșeala lui Glen avea să-mi aducă un minut în plus cu microscopul, însă rămăsesem numai câteva minute până la pauza de prânz, iar copiii aflați la coadă în spatele meu vociferau că vor să se uite și ei. Imediat după școală am dat fuga acasă și cu sufletul la gură i-am povestit mamei aventura cu microscopul, ceea ce vă spuneam de copii, da? Folosindu-mi cele mai puternice capacități de convingere de care eram în stare, un puș de clasa a doua, am rugat-o, am implorat-o, apoi am lingușit-o lingu ca să o determin să-mi iau un microscop, lângă care aveam să-mi petrec ore în șir, fascinat de această lume ciudată la care aveam acces grație minunilor opticii. Mai târziu, la facultate, am trecut la un microscop electronic față de microscopul cu lumină convențională. Cel electronic este de o mie de ori mai puternic. Diferența dintre ele echivalează cu diferența dintre telescoapele pe care le folosesc turiștii ca să admire peisaje și telescopul Hubble, plasat pe orbită, care transmite imagini din spațiul îndepărtat. Vă dați seama ce comparație face doctorul Bruce Lipton aici. Pentru un biolog în devenire, intrarea în camera de microscopie electronică a unui laborator este ca un rit de trecere. Se intră printr-o ușă rotativă neagră, de felul acelora, ce separă camera obscură din atelierele foto de zonele de lucru pline de lumină. Îmi amintesc, când am pășit prima dată în compartimentul ușii rotative și am început să o împing. Mă aflam în întuneric, între două lumi viața mea de student și viața mea viitoare, ca om de știință care lucrează în cercetare. După ce ușa a executat rotația completă, am ajuns într-o cameră mare și întunecată, luminată difuz de câteva lămpi de veche fotografice roșii. Pe măsură ce ochii mi se adaptau la lumina existentă, eram din ce în ce mai uimit de ceea ce vedeam în fața, în fața mea. Luminile roșii se reflectau fantomatic pe suprafața lucioasă a unei coloane masive de oțel cromat, de grosimea piciorului, cu lentile electromagnetice care se ridicau până în tavan, în centrul încăpei. Pe baza coloanei, de fiecare parte, se întindeau o consolă mare de control. Consola asemăna cu un panou de control al unui Boeing 747, plină de întrerupătoare, indicatoare luminoase și beculețe de avertizare. O grămadă de cabluri groase de alimentare ca niște tentacule, țevi de apă și coloane de vid radiau de la baza microscopului ca rădăcinile unui stejar bătrân. Aerul, plin de clinchetul pompelor de vid și șuieratul dispozitivelor de recirculare a apei răcite. Din câte îmi dădeam seama, ajunsesem pe puntea de comandă a navei USS Enterprise. Capitanul Kirk avea o zi liberă. Era la bord Bruce Lipton! <laughs> Se pare că la consolă stătea unul din profesorii mei cufundat în procedura complicată de introducerea unei mostre de țesut într-o cameră vidată din mijlocul coloanei de oțel. Minutele treceau. Aveam un sentiment ce mi-amintea de ziua aceea din clasa a doua. Acum făcând din nou o paranteză. Vedeți cum în viața de zi cu zi nu contează unde suntem. Mereu în copilărie ne întoarcem. Orice facem, orice gândim, unde mergem. Înapoi în copilărie. Mi-amintea de acea zi din clasa a doua când văzusem pentru prima dată o celulă. În sfârșit, pe ecran apăru o imagine verde, fluorescentă. Prezența celulelor cu colorit întunecat, abia dacă putea fi deslușită pe secțiunile de plastic, mărite de aproximativ 30 de ori, față de dimensiunea lor inițială. Apoi, treptat, imaginea s-a amplificat și mai mult, mai întâi de 100 de ori, apoi de 1000 de ori, după care de 10.000 de ori. Când am ajuns la, în sfârșit la limita deformării, celulele erau mărite de peste 100.000 de, de ori. Față de dimensiunea lor inițială, eram chiar ca și în Star Trek. Numai că în loc să călătorim în spațiul exterior, noi pătrundeam adânc în spațiul interior. Acolo unde n-a călcat picior de om până acum. Acum mă uitam la celulă în miniatură, iar câteva secunde mai târziu, zborul mă purtase deja profund în arhitectura ei moleculară. Sentimentul de iubire, ce mă încerca la marginea acestei frontiere a științei, era aproape palpabil, la fel ca și bucuria ce m-a cuprins când mi s-a acordat locul de copilot onorific. Mi-am așternut mâinile pe taste să pot să zbor deasupra acestui peisaj celular extraterestru. Profesorul meu îmi era ghid și mi indica jaloanele importante. Iată o mitocondrie, iată și corpuscul Golgi, iar aici este un pur nuclear. Asta e o moleculă de colagen, iar aici e un ribozom. Știu că poate vi se pare prea mult, dar credeți-mă, la finalul acestei cărți veți fi cu siguranță mult mai bogați. Credeți-mă! Dacă eu am ales ca în fiecare marți o oră din viața mea și din timpul meu prețios să o dedic, credeți-mă că o viață întreagă se poate schimba doar auzind ceea ce se citește dintr-o carte. În cea mai mare parte, excitația ce mă cuprinsese provenea din faptul că mă vedeam ca un explorator, traversând teritorii nevăzute până atunci de ochii omenești. Dacă microscopul cu lumină mă făcuse conștient de existența celulelor în calitate de creaturi conștiente, microscopul electronic era acela care mă punea față în față cu moleculele ce constituiau însăși fundația vieții. Știam că în citoarhitectura celulei erau îngropate adânc indicii care aveau să ne dezvăluie câte puțin din misterele vieții. Pentru o clipă, hublourile microscopului au devenit un glob de cristal. În strălucirea fantomatică și verzuia a ecranului său fluorescent, îmi vedeam viitorul. Știam că aveam să fiu un biolog specializat în biologie celulară și că cercetarea mea avea să se concentreze pe studierea minuțioasă a fiecarei nuanțe a ultrastructurii unei celule pentru a descifra secretele vieții celulare. <coughs> Ce scuze? Mai beau o gură de apă? După cum am aflat destul de devreme în facultate, Structura și funcția organismelor biologice sunt strâns întrețesute una cu cealaltă. Eram sigur că prin corelarea anatomiei microscopice a celulei cu comportamentul acesteia aveam să văd natura naturii înseși. Deci vă dați seama să descoperi natura naturii. În toți anii de facultate, în perioada de cercetare, <coughs> Post doctorală și la începutul carierei mele de profesor la Facultatea de Medicină, îmi consumam toate orele de veche explorând anatomia moleculară a celulei, pentru că acolo, adânc în structura celulei, se aflau zăvorâte secretele funcțiilor ei. Explorând aceste și cum spune el, secretele vieții, am ajuns să-mi construiesc o carieră în cercetare, studiind caracterul celulelor umane clonate, dezvoltate în culturi de țesuturi. La 10 ani după prima mea întâlnire de gradul 4 cu un microscop electronic, eram titular la prestigioasa Facultate de Medicină a Universității Wisconsin și eram recunoscut la nivel internațional pentru cercetările mele pe celule stem clonate și respectat pentru aptitudinile mele didactice. Am căpătat acces la microscoape electronice și mai puternice, care mi-au permis să fac adevărate călătorii tridimensionale prin organisme, ca și cum aș fi făcut o tomografie și să mă întâlnesc față în față cu moleculele care sunt chiar fundamentul vieții. Deși aveam la dispoziție unelte mai sofisticate, abordarea mea nu se schimbase deloc. Nu-mi pierdusem niciodată convingerea de la vârsta de șapte ani că viața celulelor pe care le studiam avea un scop. Exact cum spunem și exact cum spune și doctorul Bruce Lipton. Până la vârsta de șapte ani, copiii înregistrează și magazinează tot, și încă ceva foarte important. Vin cu o informație și cu un bagaj foarte mare. Din păcate, nu eram la fel de convins că propria mea viață avea vreun scop. Nu credeam în Dumnezeu, deși recunosc că din când în când mă preocupa ideea unui Dumnezeu care domnește asupra tuturor, cu un simț al umorului extrem de fin și de pervers. La urma urmei eram un biolog tradițional pentru care existența lui Dumnezeu nu constituie o chestiune cât uși de puțin necesară. Viața este consecința oarbei întâmplări, o carte bună întoarsă la un moment dat sau, ca să fim mai exați, aruncarea la întâmplare a zarurilor genetice. Cât nu gândim așa. Încă de pe vremea lui Charles Darwin, motoul profesiunii noastre a fost Dumnezeu? Nu avem nevoie de niciun fel de Dumnezeu. Nu că Darwin ar fi negat existența lui Dumnezeu, pur și simplu el spunea că nu intervenția divină, ci întâmplarea este răspunzătoare de natura vieții pe pământ. În cartea sa, Originea Speciilor, apărută în 1859, Darwin susținea Că Ca anumite caracteristici sunt transmise de la părinți la copii, sugerând că factorii ereditari, transferați de la părinte la progenitură, controlează caracteristicile unui individ. Această mică idee i-a pus pe toți oamenii de știință pe jar, cum putea altfel, angajându-i într-o frenetică tentativă de a diseca viața până în străfundurile moleculelor pentru că în structura celulei avea să fie găsit mecanismul eredității, acela care controla viața. Căutarea aceasta a ajuns la un sfârșit uluitor acum 50 de ani, când James Watson și Francis Crick au descris structura și funcția dublei spirale a ADN-ului. Ați adormit? Sper că nu vă citesc ca să adormiți. Materialul ce este ADN-ul? Materialul din care sunt făcute celulele. Uh, scuzați-mă, genele. În sfârșit, oamenii de știință descoperiseră natura factorilor ereditari despre care scrisese Darwin în secolul XIX. Ziarele au răspândit vestea despre noua lume a ingineriei genetice cu promisiunea că de acum o să avem bebeluși proiectați la cerere și tratamente medicale miraculoase. Îmi amintesc de parcă ar fi fost ieri. Titlurile cu litere mari umpleau prima pagină a ziarelor. În acea zi memorabilă din 1953, se scria mare, s-a descoperit secretul vieții. La fel ca tabloidele și biologii au făcut mare tamta. Mecanismul prin care ADN-ul controlează viața biologică a devenit dogma centrală a biologiei moleculare, înscrise cu migală în manualele școlare. În lunga, în lunga dezbatere despre natură versus educație, balanța se înclina decisiv în favoarea naturii. La început s-a crezut că ADN-ul răspunde numai de caracteristicile noastre fizice. Dar după aceea am început să credem că genele ne controlează emoțiile și comportamentele. Așa că dacă te-ai născut fără gena fericirii, te poți aștepta să ai o viață? Cum? Nefericită. Din păcate, și eu credeam că sunt una din victimele unei astfel de lacune, a unei mutații a genei fericirii. Mergeam clătinându-mă în urma necontenitelor bețe în roate și pumnilor emoționali pe care îi primeam zilnic. Tatăl meu tocmai murise, după o lungă și dureroasă luptă cu cancerul. Eu, făcusem principalul, eu fusesem principalul lui îngrijitor și îmi petrecusem ultimile patru luni făcând naveta cu avionul între serviciul meu din Wisconsin și casa lui din New York. Odată, la 3-4 zile, între două curse, eram la căpătâiul lui. Încercam să-mi păstrez programul de cercetare, să continui cu prădare la facultate și să scriu un proiect complex de prelungire a unui grant pentru Institutul Național de Medicină. De parcă nivelul meu de stres nu ar, fi fost, nu ar fi fost deja destul de mare, mă aflam și în mijlocul unui divorț, ce mă secătuia emoțional și mă ruina economic. Deschizând o paranteză, câți nu ne simțim câteodată năpăstuiți de soartă, și noi suntem victimele societății, noi suntem probleme care noastre nu au nimeni. Resursele mele financiare se diminuau cu repeziciune în încercarea mea de a-i hrăni și de a-i îmbrăca pe aceea care depindeau de mine sub aspect juridic. Fără bani și fără casă, m-am trezit să locuiesc într-un înspăimântător complex de apartamente, trăind cu ce pentru într-o valiză. Cei mai mulți dintre vecinii mei speria, sperau să-și îmbunătățească standardul de viață și să se mute în rulote. Cel mai mult mă înfricoșau vecinii de alături. În prima săptămână, cineva mi-a spart apartamentul și mi-a furat combina stereo nou-nouță. Nou După o altă săptămână, mă trezesc că bate la ușă... Un uriaș de 2 metri și lat de 3, purtând într-o mână o cutie de bere, iar pe cealaltă folosind-o cu îndemânare să se scobească în dinți cu un cui. Acesta voia să știe dacă am instrucțiunile de utilizare de la casetofon. Culmea decăderii s-a petrecut în ziua în care am aruncat cu telefonul prin ușa de sticlă a biroului meu, spulberând plăcuța pe care scria dr. Bruce Lipton, profesor asociat de anatomie la Facultatea de Medicină și urlând, scoateți-mă de aici. Era deja finalul apoteotic al emoțiilor sale. Momentul prăbușirii mele a fost precipitat de un apel telefonic de la un director de bancă. Mă informa politicos, dar ferm, că nu poate să-mi aprobe cererea de ipotecă. Nici acum nu aveam destui bani ca să putem plăti toate facturile. Postul ăsta nu însemna decât că nu o să avem niciodată destui bani. Trecem deja mai departe. Observ că avem deja 41 de minute. Am ajuns la parte de magia celulelor deja vu. Sper să reușesc să mă încadrez într-o oră și să nu depășesc, da? mai ales cu introducerea pe care am făcut-o și cu siguranță mă voi încadra. Din fericire am găsit o că pare sub forma unui scurt concediu profesoral pe care l-am petrecut la o facultate de medicină din Caraibe. Știam că problemele mele nu aveau să dispară acolo. Însă, așa gândeam în călătoria cu avionul ce străpungea norii cenușii de deasupra orașului Chicago. Mi-am mușcat obrazul pe dinăuntru ca să împiedic zâmbetul ce mi se lățise pe față să se transforme într-un hohot de râs. Mă simțeam bucuros ca, ca, atunci când aveam șapte ani și mi-am descoperit pasiunea vieții, magia celulelor. Dispoziția mi s-a îmbunătățit și mai mult în cursa cu șase pasageri, ce m-a dus la Montserrat, un punctuleț de uscat de numai șase pe 20 de kilometri situat în Marea Caraibelor. Dacă a existat... <coughs> Vedeți dacă nu vorbesc mult? De asta m-am provocat și eu. Ca să pot să vorbesc mai mult. Nu că mi-ar displace. Dacă exista vreodată grădina raiului, probabil că ea ar fi semănat cu noua mea casă de pe insula ce se ridica din apele albastru verzui ale mării ca un smarald uriaș cu mii de fețe. Când am aterizat, ne-a amețit briza îmbălsămată cu parfum de gardenice ce mătura ușor asfaltul <coughs> <hums> pistelor de aterizare. Obiceiul locului era ca momentul apusului să fie dedicat contemplării tăcute. L-am adoptat de îndată. Cu fiecare zi ce trecea, așteptam cu nerăbdare spectacolul ceresc de lumină. Casa mea, situată pe o faleză de 30 de metri deasupra oceanului, era orientată către vest. Ajungeam la mare pe o, ipotecă, pe o potecă străjuită de copaci și șerpuind printr-o grotă plină de ferigi. La capătul grotei, o deschizătură într-un zid de tufișuri de asomie dezvăluia o plajă izolată unde obișnuiam să întăresc ritualul apusului cu câteva ture în apa călduță și extrem de limpede în care mă curățam de ziua ce trecuse. După tura de notă, modelam din nisip un fotoliu confortabil, mă așezam și priveam cum soarele apune încet în mare. Pe insula cea izolată mă aflam la mare depărtare de frenezia orașelor, liber să văd lumea fără ochelarii de cal ai credințelor dogmatice specifice civilizației. La început mintea îmi derula și îmi critica mereu dezastrul care era viața mea, dar curând Siskel și Ebert, cred că sunt piticii lui, fiecare avem piticii noștri, au încetat să mai evaluez în mintea mea cei 40 de ani de viață. Am început să-mi amintesc cum e să faci din nou cunoștință cu senzații pe care le-ai experimentat ultima dată, pe când erai copil, lipsit de orice grijă. Cum e să simți din nou plăcerea de a fi în viață. Cât am trăit în paradisul acelei insule, am devenit din ce în ce mai uman. De asemenea, am devenit și un mai bun specialist în biologie celulară. Aproape toată pregătirea mea științifică oficială se desfășurase în săl de clasă, sterile și lipsite de viață, în anfiteatre și laboratoare. Însă, de îndată ce m-am cufundat în bogatul ecosistem al caraibelor, am început să apreciez flora și fauna, ca pe un sistem viu și integrat, mai degrabă decât pe o colecție de specii care trăiesc împreună pe o bucățică din scoarța a pământului stând așa tăcut în junglele grădină, ale insulei și scufundându-mă printre șiragurile de recife coraliere, am căpătat o nouă perspectivă asupra uimitorului mod în care insula integra specii de plante și de animale. Toate trăiesc într-un echilibru dinamic și delicat, nu numai cu alte forme de viață, ci și cu mediul fizic. Ceea ce-mi cânta în Urechi în grădina caraibiană a paradisului era armonia vieții și nu lupta pentru viață. M-am convins că biologia contemporană și a cooperării, deoarece originile ei darwaniste, subliniază natura competitivă a vieții. Spre necazul colegilor mei de catedră din Statele Unite, când am revenit în Wisconsin, eram un radical și punea în discuție într-un mod vehement credințele cruciale și sacre ale biologiei. Ba chiar am început să-i critic deschis pe Charles Darwin și să contest înțelepciunea teoriei sale evoluționiste. În ochii celor mai mulți dintre biologi, comportamentul meu mă făcea să arăt, că un preot care dă buzna la Vatican și strigă în gura mare că papa e un impostor. Pot să ier pe colegii care au crezut că mi-a căzut o nucă de cocos în cap atunci când mi-am dat demisia din postul în care și pe care eram titular la catedră și am pornit într-un turneu muzical pentru a-mi împlini visul de o viață, de a face parte dintr-o trupă de rock and roll. L-am descoperit pe Iani, care a ajuns celebru în cele din urmă, și am produs împreună un spectacol curat de laser. Dar, în curând, mi-a devenit clar că eram mult mai talentat ca profesor și cercetător decât ca producător de spectacole de rock and roll. Așa că am pus capăt acestei crize a vârstei mijlocii din viața mea, pe care o voi descrie cu amănunte mult mai cumplite într-un capitol ulterior. Și am părăsit industria muzicii, revenind în Caraibe, ca să predau biologie celulară. Ultima mea oprire în Universul Academic a fost la Facultatea de Medicină a Universității Stanford. La vremea aceea eram deja un susținător de neclintit a unei noi biologii ajunsesem să pun la îndoială nu numai versiunea darwanistă despre evoluție, în care lupul îl mănâncă pe lup, ci și dogma centrală a biologiei, și anume că premisa că genele ne controlează viața. Această premiză are un defect major. Genele nu pot să se pornească sau să se oprească singure. Cu alte cuvinte, genele nu se activează de la sine. Activitatea lor trebuie să fie declanșată de ceva din mediu. Deși științele de nișă au stabilit deja acest lucru, oamenii de știință convenționali, orbiți de dogma geneticii, i-au ignorat pur și simplu. Criticele mele, criticile mele deschise la adresa dogmei centrale m-au transformat într-un eretic și mai scandalos. Nu numai că eram un posibil candidat pentru excomunicare, ci devenisem acum tocmai bun de ars în piața politică a științei. Într-o prelegere pe care am susținut-o cu ocazia interviului meu la Universitatea Stanford, m-am trezit acuzându-i pe universitarii prezenți, mulți fiind geneticieni cu renume internațional, că nu sunt mai buni decât niște fundamentaliști religioși care aderă la dogma centrală, în ciuda dovezilor ce susțin contrariul. După comentariile mele profanatoare, sala a izbucnit în strigăte de indignare despre care am crezut că înseamnă sfârșitul candidaturii mele pentru un post acolo. În schimb, amănuntele mele despre mecanica unei noi biologii s-au dovedit suficient de provocatoare cât să fiu angajat. Cu sprijinul câteva savanți eminenți, am fost încurajat să-mi duc mai departe ideile și să le aplic într-un proiect de cercetare a celulelor umane clonate. Spre surpriza celor din jur, experimentele au sprijinit pe deplin perspectiva biologică, alternativă pe care o postulasem. <laughs> am plecat. Pentru că, în ciuda sprijinului de care mă bucuram la Stanford, am simțit că vorbesc cu surzii. După ce plecarea mea, s-au derulat și alte proiecte de cercetare care mi-au validat constant scepticismul cu privire la dogma centrală și supremația ADN-ului în controlarea vieții. De fapt, epigenetica, știința ce studiază mecanismele moleculare prin care mediul controlează activitatea genelor, reprezintă azi unul dintre cele mai active domenii ale cercetării științifice. Aici cred că ar trebui să derulați să mă ascultați o dată. Rolul mediului înconjurător în reglementarea activităților genelor Subliniat acest domeniu nou, reprezentase obiectivul cercetărilor mele asupra celulelor cu 25 de ani în urmă, cu mult înainte ca epigenetica să fi fost constituită ca știință. Chiar dacă acest lucru îmi dădea satisfacție la nivel intelectual, știu că dacă aș fi predat și aș fi făcut cercetare la o facultate de medicină, colegii mei toți s-ar fi întrebat despre nucile alea de cocos care mi-au căzut în cap, întrucât în următorii 10 ani devenisem și mai radical, judecând după standardele mediului academic. Cred că celulele noastre nu ne învață numai despre mecanismele vieții, ci și despre cum să trăim o viață împlinită și plină de abundență. Fără îndoială că în turnul de fildeș al științei, genul ăsta de gândire mi-ar aduce premiul Dr. Dulittle Țăcănitul, pentru că, sau mai exact, pentru mine, aceasta este biologia autentică. Poate că te consider o persoană individualizată, dar un specialist în biologie celulară îți poate spune că, de fapt, este o comunitate în care conlucrează aproximativ 50 de trilioane de cetățeni unicelulari. Aproape toate celulele ce formează corpul omenesc sunt asemenea amibelor, organisme individuale care au dezvoltat o strategie în cooperare pentru supraviețuire. Reduse la un nivel elementar, Ființele omenești sunt pur și simplu consecința conștiinței colective de tip amibă. Așa cum o națiune reflectă trăsăturile cetățenilor ei, la fel și caracterul nostru de a fi oameni trebuie să reflecte natura elementară a comunităților noastre celulare. Marțea viitoare urmează să trecem mai departe la tot ceea ce înseamnă lecții învățate de la celule. V-am reținut acum undeva la vreo 53 de minute. Eu consider că 53 de minute din viața noastră, ascultate poate odată sau poate de două ori, va face șanț, va face tot ceea ce are nevoie sufletul nostru. Să înțelegem că, de fapt, nu genele noastre ne controlează viața. Să înțelegem că noi toți, avem nevoie de parte de tot ce înseamnă vindecare de celulă. În momentul în care noi avem o situație, noi la nivel celular avem o situație. Sper că v-a făcut plăcere și sper din toată inima ca această uh, incursiune în biologia credinței. Și această plimbare în ghilimele prin cărțile miraculoase care au ajuns să-și facă, să facă chirie la mine în suflet, cu mare drag să vi le ofer pe cale vocală. Sper din toată inima să vă doriți să ascultați și data viitoare, și de-abia aștept să văd comentariile voastre cu. poate aveți întrebări poate aveți uh, completări. De ce nu? Și tare m-ar bucura să vedem ce părere aveți. Vă îmbrățișez tare mult și de-abia aștept să ne revedem. Vă pup!